Salut, vă prezint unboxing la placa de bază MSI 1077A G43, certificată Military Class 3. One second, overclocking cu OC Genie 2, Click BIOS 2, PCI Express generația 3, 22 de nanometri pentru procesor, AMD Crossfire suport, bineînțeles și chipsetul Z77. Să vedem ce avem în cutie. Un manual de utilizare cu CD-ul și drivere, un ghid de instalare rapid, două conectoare SATA. Aici am mai desfăcut, avem un ghid de instalare pentru conectorii M în 3 pași. Foarte simplu. IO Shield, frumos colorat. Acum, placa de bază. Foarte frumos. După cum puteți vedea, presupun că sunt două SATA 3, 6 GB pe secundă, 4 SATA 2, port pentru USB 3. Acum să vedem pentru ventilatoare. Avem 1, 2, 3, 4, 5 chiar pentru alimentarea ventilatoarelor. În partea de jos, 2 pentru USB, aici în stânga audio, 2 PCI Express, primul este 16X și este generația 3, al doilea este 2.0, 2 PCI-uri, X4 și încă două PCI-uri. Sus, alimentarea pentru procesor. Iar aici socketul. O să încercăm să vedem dacă ne pricepem să-l desfacem. Să avem grijă să nu deranjăm vreun pin. La conectori avem 6 USB 2.0, 2 USB 3, HDMI, DVI și VGA. La fel, PS2 pentru tastatură și mouse, sunet. Cam asta este tot. Vă mulțumim! La revedere!